Deputatul USR Emanuel Ungureanu trage un semnal de alarmă despre condițiile infernale în care infirmierele și brancardierii din Spitalul Județean din Cluj transportă mâncarea, dar și bolnavii sau chiar persoanele care decedează în unitatea medicală. Deputatul a filmat și a pus pe Facebook cum se aduce mâncarea în spital. Uitați-vă ce greutate trebuie să care, în ce condiții, uitați-vă ce gropi. Asta se întâmplă zilnic, în condiții normale aș pune mâna să vă arăt, să ajut, dar acum chiar trebuie să vedeți condițiile pe care le au. Uitați-vă, sunt oameni în vârstă, unul dintre infirmieri spune că nu poate din cauza mâinii. Cel mai dificil este momentul în care mâncarea este coborâtă la subsol. Asta este rampa de care v-am spus și unde se chinuie pe o... Uitați-vă cât de greu este. Domnul de jos alunecă împreună cu doamna. Asta se întâmplă zilnic, nu? Între ora... Uitați-vă în ce condiție se cară mâncarea. Da? Într-una din zile se plângea un domn că a căzut peste el acest cărucior. Deputatul a filmat și ce se întâmplă după servirea mesei, când caserolele sunt scoase afară să fie preluate de firma de catering. Este momentul în care se întorc cărucioarele goale. Uitați-vă cum se chinuie trei infirmiere. Asta se întâmplă zilnic. Între momentul în care cărucioarele sunt scoase afară și cel în care sunt preluate efectiv de firma respectivă, trece destul de mult timp, iar recipientele sunt expuse la tot felul de mizerii. Când vin cei care trebuie să ia acest cărucior? Cam când vin? Când este ora? Cam într-o oră trebuie să vină. Și în acest timp astea stau aici? Da. Le păzesc ciorile. Le mai și decorează, că este igienic și... Tot circuitul este... Da? În mod corespunzător pentru alimente și pentru... Metul mort, pentru gunoi, pentru tot ce vine pe aici. Acolo sunt și urme de fecale, că mai vin boschetarii și își fac nevoile noaptea. Emanuel Ungureanu a solicitat demisia managerului Petru Șușca și a cerut Direcției de Sănătate Publică și Inspectoratului Teritorial de Muncă să se implice în rezolvarea problemelor semnalate. Deputatul afirmă că va solicita săptămâna viitoare Corpului de Control al Ministerului Sănătății să controleze activitatea managerului Spitalului Județean.